același tip frumos. Ecologic. Asta da. Investiție. Trotuar ecologic. Ce tare. Nu te înfunzi. Și crește și iarba. Hai da, fegi frate. M-a înghețat dinții. Deci a fost urcare. Așa. Uite cum arată. Asta mă să văd, trece pe lângă cetate, clar, chiar vreau să o văd așa, că până într-o o să o văd când alerg, o să o revăd, revăd, uite. Luat așa de la... gara. Până pe aici. E și tur la biserici ortodoxe catolice. Ah.
și aici poți să iei pe lângă frumos. E adevărat. Pe unde alergăm noi, corect. El Nino. De obicei sunt închise, dar acum cu ocazia crossului probabil că le-a dat drumul. Exact. Și aici avem interior. Să vedem. Chiar pistă de biciclete asta. Frumos să dai cu biclap în istorie pe aici. Ce scări monumentale așa tras asta. Ia să vedem. Aha! Nu cumva de aici se dă startul, nu. Era tot așa un loc mare deschis. Dar nu e asta. Frumos. Noi pe aici, pe exterior, nu ne băgăm pe aici. Toate că pe aici s-ar putea să fie, da, un pic de tăietură. Nu știu cât de mult, dar cât faci stânga-dreapta, tot acolo ajungi. Mai mare dar o. Nici de acum. Și uite, doamne, cât. Câtă istorie mai e de restaurat, uite, cum e acolo, să facă și aici. Asta e șmecheria. Aici nu mai vedem zidul mare. Aici intram. Dacă eu l-am pe acolo, pe la. Eu sunt acum că contra sensului de alergare. Dar nu-i problemă. Vom vedea cum va fi. Neglijență maximă. Am zeci de mănuși de alea bune întregi. Bine, le-am pierdut pe alea de bicicletă cu una alea meseriașe. Dar am atâtea altele care îmi prindeau bine acum pe minus un grad. Că nu le-am luat. Aha, aici au intervenit puțin cu un părpuleț. Interesant. Frumos amenajat, excelent. Excelent. Bicicleta-o pe acolo, deci. E. E un pic vale aici. A, uite, pești, mi-aduc aminte. Stai la alte pe aici, pe lângă. Cam în capul e destul de ok, dar... Există ei. Așa. A, și am ajuns la asta principală. La obelisc acolo. Asta-i intrarea principală. Să intra. Excelent. Și
Juventus. Aici, Rai Ocoteiva, ce frumos. Frumoși. Da, doamne, excelent. Ce mai incursiune. A venit pe scărpe acolo. He, ce frumos. De la care.